Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Vă voi face o nouă etalare interactivă astăzi pentru săptămâna care urmează cu Sibilele Lenormand, pentru că vom avea o imagine mai amplă asupra săptămânii pentru fiecare aspect important din viață: sănătate, dragoste, călătorii, relații, familie, bani, profesie, muncă, vești pe care dorim să le așteptăm sau care vin pe neașteptate. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele: piatra albă, piatra verde sau piatra albastră. Gândindu-vă la săptămâna care începe de mâine, săptămâna 25-31 mai, ultima săptămână, așadar din această lună mai, să vedem la ce ne putem aștepta. Alegeți-vă varianta cu care rezonați, în funcție de culoarea pietrelor, de ordine, cum doriți voi. Prima, așadar, albă, verde a doua, albastră a treia, piatră. Concentrați-vă, liniștiți-vă întâi gândurile, mintea, alegeți varianta cu care rezonați și să vedem la ce vă puteți aștepta. O să fac așadar o etalare generală care să cuprindă cele mai importante aspecte din viața de zi cu zi. Să vedem ce prevede Lenormandul pentru săptămâna următoare, în casă, în dragoste, cu familia, cu prietenii, cu persoanele cu care interacționați. Atenție că voi aveți un dușman, cineva care lucrează împotriva voastră, cineva care încearcă să vă dejoace planurile sau să vă strice treburile. Primiți vești, veți primi niște vești neașteptate în această săptămână. Voi sunteți și triști. Unii dintre voi poate că ați trecut printr-un doliu sau printr-o despărțire, printr-o pierdere, sau atenție să nu aveți o pierdere, să nu primiți vești de pierderea cuiva, că parcă vă așteaptă o tristețe. Să vedem. O să le vedeți chiar pe toate, pentru că sunt foarte multe cărți, dar o să auziți ce vă spun. Așadar, să vedem. Voi sunteți acum în așteptarea unor vești. Ați trimis poate niște scrisori, e-mail-uri, ați trimis niște cereri, ați făcut niște cereri, în orice caz așteptați vești, sunteți persoane sau sunteți și niște persoane care acționați uneori pe neașteptate, vă schimbați planurile de la un moment la altul, vă răzgândiți, faceți ceva, renunțați, începeți altceva, în orice caz veți primi vești. Veți primi și bani, vă vin banii munciți, banii în urma muncii voastre, recompense pentru ceea ce activitatea voastră. Dacă sunteți acasă în această pandemie, primiți banii pe care îi meritați din cauza acestei pandemii. În orice caz, vă vin bani. Vă vin bani. Pierderile voastre de bani în această săptămână pot să fie doar atunci când aveți apucă nervii. Atenție că sau poate din partea partenerului. Atenție că aici mi apare o stare de gelozie, o pierdere de bani, niște lacrimi, poate din cauza unor invidii, gelozii, să nu faceți din cauza stresului să aruncați cu banii, să le zic, vă enervați, vă duceți să vă încheltuiți banii. Deci nu-mi pare că aveți o săptămână grea, să știți, aveți o săptămână cu multe vești care vă vin pe neașteptate sau bani care vă vin pe neașteptate, o surprize care vă vin pe neașteptate, noroc, aveți oportunități care vă vin pe neașteptate, pentru că îl meritați. Deci voi tot ce vi se întâmplă în această săptămână chiar meritați să aveți bani, să aveți bucurie, să aveți bani, să aveți succes. Pentru cei care vă doriți de muncă, aici pot să apară niște schimbări la muncă. Poate să vină schimbarea, niște vești de la drum, poate, sau depinde niște legi, depinde niște vești de la drum, sau de niște călătorii să plecați la drum, deci puteți să, poate vă găsiți de serviciu undeva la drum, poate să fie și o astfel de situație. Voi sunteți la drum undeva, munca voastră, voi sunteți plecați pentru muncă la drum. Poate să fie și o astfel de lucru, poate v-a schimbat meseria, v-a schimbat poziția voastră pentru niște drumuri pe care le-ați făcut sau faceți drumuri pentru a vă găsi de lucru. Poate să fie și acest lucru.
Voi, din păcate, ca să vă îmbunătățiți în condiția voastră de viață, de muncă, sau să vă găsiți un loc mai bun de muncă, aici este destul de dificil pentru că aveți niște dușmani. Aveți cineva care lucrează împotriva voastră sau cu cine aveți voi la muncă, pe cine aveți voi la muncă, patronii vostri nu sunt persoane care vor să vă cheme la muncă acum, poate, da? Deci are o situație oarecare dușmănoasă, parcă zici că se răzbună într-un fel sau altul pe voi, sau aveți pe cineva acolo care nu dorește ca voi să reîncepeți munca sau să progresați în munca voastră, să câștigați mai bine, să fiți pe o poziție mai bună, etc. Da? Deci, sau pur și simplu există niște condiții acum, în acest moment, cu această pandemie, în care nu pare că s-ar mai schimba lucrurile, poate doar dacă voi plecați la drum. Da? Și ca să vă găsiți ceva extra la fel aici, ți îmi pare că există, să fiți mai atenți la bârfe, la discuții, certuri, pentru că se pare că vi s-a creat așa o imagine proastă și nu reușiți să vă găsiți niciun ceva suplimentar și nici să vă schimbați munca. Deci există așa o situație. Momentan stați pe loc. Mai degrabă faceți ceva pe cont propriu. Da, deci depinde de voi, de planurile voastre, cum vi le schimbați voi, pentru că voi aveți în această săptămână idei care vă vin pe neașteptate. Vă schimbați pe neașteptate poate planurile. Pentru voi, cei care sunteți singuri în această săptămână, puteți să aveți poate o relație cu cineva, să cunoașteți pe cineva pe neașteptate, da? La făcându-i niște drumuri, da? Puteți să primiți vești, să cunoașteți pe cineva poate cu studii, pe cineva care are o poziție în societate, dar poate să fie vorba de ceva așa lejer, să nu o luați prea în serios, poate. Trebuie să fiți totuși atenți că poate să fie și o persoană care nu este tocmai stabilă într-o relație, da? Deci poate e o persoană așa care e un flirt, poate să fie vorba de un flirt oarecare, da? Luați cu mai multă lejeritate, deci nu luați prea în serios această situație. Sau voi sunteți dispuși în această săptămână oarecum să acordați oarecare să vă distrați în această săptămână. Aveți șanse care sunteți singuri să vă distrați, să ieșiți, să comunicați, să cunoașteți persoane. Noi am spus chiar pe cineva mai, de să nu faceți pe cineva într-un cerc social mai elevat, dar să nu vă faceți planuri prea mari. Da? Deci bucurați-vă de moment și atât. Pentru cei care sunteți într-o relație, aici îmi pare că aveți avea întâlniri plăcute, lucrurile vor fi frumoase. Bucurați-vă de momentele plăcute, de intimitatea pe care vă oferă partenerul, partenera, sau de conversațiile pe care le aveți cu această persoană. Și pentru cei căsătoriți este destul în acea situație. Pentru unii dintre voi, aici poate aveți o relație, poate chiar pe internet, cu cineva, dar e posibil să fie o chestiune între voi și de orgolii, de mândrie, da? Deci sunteți puțin așa, aveți și oarecare concurență, deci poate nu, fie voi, fie partenerul, mai aveți și pe altcineva cu care discutați pe mai multe planuri. Sau sunteți o persoană care pe internet păreți o persoană foarte mândră, orgolioasă, frumoasă, deșteaptă, da? Deci aveți succes, să zic așa, dar puteți avea chiar pe sau există pe internet chiar cineva care e gelos pe voi, să zic așa, da? Deci e gelos pentru că nu știe ce faceți, pe unde sunteți, da? Și crede că sunteți o persoană care nu sunteți prea serioasă, poate că consideră că cine știe pe unde umblați și ce faceți, cu cine sunteți, dacă aveți o relație cu cineva pe internet. Sau e cu cineva pe care zicem așa, pe care voi îl cunoașteți și în viața reală, dar aveți și vă urmărește ceea ce faceți voi pe internet, pe Facebook, spre exemplu, și fotografii ce vă publicați voi acolo și consideră că nu sunteți o persoană nu prea serioasă, că cine știe pe unde umblați cu ce faceți voi. Adică e mai geloasă, să zic așa, da? Deci, din punctul de vedere al sănătății, aici îmi spune că puteți să primiți vești legate de sănătate sau vor fi niște schimbări legate de sănătate la nivel de societate, sau va fi vorba de faptul că voi poate va trebui să faceți mai multă mișcare în această săptămână ca să vă puneți, să aveți mai o stare de sănătate mai bună. Faceți exerciții, să vă plimbați, ieșiți, da? Deci
mișcarea pe voi vă ajută să vă îmbunătățiți sănătatea. Pentru cei care vă gândiți să vă cumpărați ceva, o casă, aici prin ajutorul unei prietene, da, puteți să aveți succes să vă vindeți o casă sau să vă cumpărați o casă. Cu mama aici îmi pare că aveți o relație bună, se vă restabilește armonia cu mama. Da? Sau mama vă așteaptă să vă duceți acasă, vă este prietenă. Tatăl, în schimb, aici pare că nu prea este de acord cu niște lucruri. Trebuie să fiți mai atenți că e posibil ca cineva poate să-i fi băgat în cap anumite lucruri sau este ea, tatăl este o persoană puțin mai alunecoasă, așa mai, nu prea vă puteți baza prea mult pe ceea ce spune sau ce face. Pentru dacă v-ați gândit la călătorii aici, trebuie să fiți mai atenți, să nu faceți imprudență, da, deci să nu fiți dați dovadă de superficialitate, să nu tratați cu superficialitate această pandemie, spre exemplu, ieșirea în societate. Poate să vă vină o idee bună să plecați la drum, poate, da, există și o această posibilitate, da, deci aveți... sau faceți drumuri scurte, da? Deci ușoare de colo-colo, vă plimbați, ieșiți, faceți ceva mișcare și atât. Pentru cei care v-ați gândit să așteptați un rezultat la ceva, aici să nu tratați cu superficialitate problema la care v-ați gândit sau veștile care vin în acest sens, da? Să nu faceți imprudențe, trebuie să reflectați înainte de a acționa. Dacă v-ați gândit la studii, aici unii dintre voi poate aveți examen, aici posibil să aveți, trebuie să studiați mai mult pentru că aveți, e concurență și aici atenție și la să nu vă dați prea mari sau să nu faceți exces de mândrie, de orgoliu. Puteți avea reușită și succes, o să aveți un motiv să fiți mândri pentru succesul vostru, pentru ceea ce obțineți. Chiar și de vacanță, unii dintre voi poate chiar vreți să vă dați prea mare atenție, să nu vă dați prea mare într-o situație sau alta legată de niște cumpărături sau cu rudele sau cu studiile, pentru că poate să creați o imagine așa că sunteți prea făloși, prea mândri, prea, chiar dacă voi aveți succes, dar totuși să nu exagerați, fiți puțin mai umil, că stârniți gelozii și invidii, da? Pentru cei care v-ați gândit la copii, aici posibil să chiar să rămâneți însărcinată sau să chiar să urmeze o căsătorie în urma unei sarcini care deja este în curs. Mi-apare aici o situație favorabilă. Prieteni nu prea aveți, să știți, prea mult. Mai degrabă aveți niște, să nu aveți discuții, certuri din cauza unor bârfe. Atenție la bârfe, la discuții. Dar se va putea îmbunătăți situația dacă sunteți voi mai, vă proteja, să zicem așa, de discuții, de bârfe. Da, deci este o, așadar o săptămână cu succes în care puteți avea reușite. Da, deci vă puteți depăși dușmanii, să zic așa, învinge dușmanii datorită faptului că voi aveți poate o anumită stabilitate financiară, materială, pentru că pare de aici că vin geloziile din cauza unor venituri. Haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra verde, să vedem la voi ce vă așteaptă în săptămâna următoare, săptămâna 25-31 mai, vedem care vor fi practic pentru voi reușitele, veștile, care este imaginea generală a săptămânii pentru voi, varianta pietrei verzi așadar. Aici în casă, voi aveți, vă veți, poate veți sta mai mult acasă sau vă veți ocupa de casă sau sunteți preocupați pentru o casă, de cumpărarea, vânzarea unei case, de închirierea unei case, de intimitatea care o aveți acasă, poate atenție la cei din jurul vostru, că să nu acordați prea multă încredere, trebuie să fiți mai prudenți, că aveți parte de o falsitate, de o energie negativă, de o influență negativă. Curățați-vă casa de energii negative, faceți curățenie generală, purificați-o, că posibil să fie și o influență negativă. E cineva fals sau se ocupă chiar cu magia pe acolo, pe unde sunteți voi. Pare așa, pisica, știți cum e, aduce și ghinion, dar mai reprezintă și energii negative, falsități, minciuni, intrigi,
sau aveți pe cineva fals în casă, sau vine cineva fals în casă, trebuie să fiți mai atenți. Sau ce faceți voi legat de casă, de închirieri, de vânzări, da? Atenție să nu există, nu intrați într-o înșelătorie, da? Cineva care, da, pentru că uite, aveți aici, voi trebuie să fiți atenți, să fiți prudenți, că aveți dușmani. Cineva lucrează împotriva voastră, așadar fiți mai prudenți, da? Nu acordați încredere și încercați să nu creați dușmănii, să nu vă comportați ca un dușman, pentru că voi poate creați impresia că sunteți dușmanul tuturor. Da? Aici pentru bani vă pot veni bani, aici vi se pot reveni banii care i-ați cerut, banii care vi-i meritați de pe urma muncii voastre, dar și voi sunteți geloziți pentru bani, invidiați, atenție, poate de parteneri sau de persoane din preajma voastră, da? Deci atenție că aici mi-apare o stare de gelozie legată de bani, de câștiguri, da? De astea. Pentru cei care sunteți singuri, aici să știți că sunteți, aveți persoane care sunt geloase pe voi, că sunteți singuri, că nu aveți familie, că sunteți liberi, că puteți să faceți ce vreți, nu prea vreți să socializați voi, chiar nu prea sunteți dispuși săptămâna asta care vine să socializați, dar vă puteți îndrăgosti pe neașteptate, totuși. Da, deci cu toate că nu vreți voi, s-ar putea să vă vină dragostea pe neașteptate. Da? Deci la prima vedere voi să vă îndrăgostiți de cineva foarte tare și cineva de voi la fel. Dragoste împărtășită, plutește în aer, da? Ce pot să mai spun? Că legat cu mama, aici îmi pare că mama vă așteaptă, mama își dorește să vă vadă, să vă îmbrățișeze, să poate veți comunica cu mama sau primiți vești din partea mamei. Cu tatăl la fel, tatăl să și el se gândește la voi, reflectează, își dorește să vă comunice ceva, are o idee sau se gândește la ce faceți voi la afacerea voastră sau gândește să vă ajute în afacerea voastră. Dacă doriți să cumpărați casă sau să vindeți casă, aici prin ajutorul unor persoane, familii, poate chiar puteți să faceți acest lucru sau scriindu-vă pe niște într-o asociație care, mă rog, la imobiliară, da, apelând la o instituție care poate face aceste tranzacții, vânzări, cumpărări, deci încercați să fiți, vă bazați pe lucru serioase, pe firme serioase, pe persoane serioase. Cu călătoriile aici îmi pare că puteți face călătorii de plăcere, da? Deci pentru a vă satisface voi o plăcere, o excursie, o vacanță, ceva de gen. Pe internet nu prea sunteți, nu prea aveți prieteni cu care comunicați, nu prea îmi pare că sunteți într-o bună socializare în săptămâna care urmează, poate chiar să pierdeți niște prieteni pe internet, spre exemplu, sau atenție să nu intrați în niște încurcături, da? Pe internet, da? Să nu intrați în niște, puteți avea niște pierderi. Cu munca aici îmi pare că voi aveți pe cineva care vă este de încredere sau aveți încredere că munca voastră va da rezultatele pe care le așteptă, sunteți mulțumiți, aveți încredere că veți găsi un loc de muncă sau că vă veți întoarce la muncă sau sunteți satisfăcuți de munca pe care o faceți, de locul de muncă pe care îl aveți, sunteți sprijiniți, sunteți poate o persoană care chiar se poate face o propunere în această săptămână de o poziție importantă la un loc de muncă, de un nou loc de muncă mai bun sau vă vine vouă o idee pur și simplu sau voi sunteți persoane creative care în această săptămână vă veți ocupa mai mult de a vă satisface, de a vă pune în practică hobby-urile, plăcerile voastre sau veți face ceva pe cont propriu. Pentru câștiguri suplimentare, aici mi apare că aveți niște dușmani. Trebuie să fiți atenți că sunt persoane care vă urmăresc, vă gelozesc, sunt foarte interesate de ceea ce câștigați voi, cum câștigați voi și nu încearcă să vă pună bețe în roate. V-am zis aici că aveți dușman și aici, aveți și aici, și aici, deci pe câștiguri, pe voi, pe lângă casa voastră, în anturajul vostru, cineva cu siguranță lucrează împotriva voastră, să nu reușiți voi să vă
câștigați mai mult. Dar voi puteți avea succes oricum să-i doborâți, pentru că voi sunteți, cum să spun, vă vin pe neașteptate, apar lucruri pe neașteptate, schimbări la voi, norocul vă este de partea voastră și voi aveți niște talente. Sunteți o persoană inteligentă, poate chiar și cu studii superioare, care aveți idei geniale sau chiar afaceri proprii, câștigați pe cont propriu, faceți lucrurile pe cont propriu. Da, deci aveți o săptămână frumoasă. Posibil să aflați și de moartea cuiva în această săptămână sau atenție la persoane care încearcă să vă dezechilibreze, da? Să vă provoace, să vă atenție, că poate că să aveți așa, să aveți mai multă credință, mai multă încredere în divinitate, să fiți mai puțin și voi geloși, orgolioși, care îmi pare o situație bună. Chiar puteți să primiți vești de că ați rămas însărcinată sau dacă vă doriți să rămâneți însărcinată, puteți avea da, să faceți să rămâneți însărcinată dacă doriți copii. Aici mi-apar că și pentru sănătate sunteți bine, există posibilitatea să vă îmbunătățiți sănătatea, să poate chiar să începeți o nouă dietă, o nouă rețetă, să vă regenerați, pot apărea și călătorii sau va trebui să vă mișcați, să faceți niște exerciții și voi mai multe mișcare pentru a avea o mai bună sănătate. Cam asta este ce văd și la a doua variantă și haideți să vedem și la a treia variantă, pentru varianta cu piatra albastră. Să vedem la voi la ce vă puteți aștepta în săptămâna care urmează, care este imaginea săptămânii pentru voi, pentru dragoste, familie, bani, căsătorie, vești, muncă, călătorii, sănătate. La voi se grăbește aici poate o despărțire, o singurătate sau niște regrete, niște o nostalgie poate. Da, aveți o stare de tristețe, de fericire pierdută sau poate tristețe din cauza unor bârfe, discuții, certuri, da, scandaluri, poate, atenție, poate aveți persoane care vă bârfesc și pe voi vă supără acest lucru, vă deranjează că vorbesc. E vorba de poate de niște persoane petrecărețe, bârfitoare sau bețive, drogate, cine știe, persoane de anturaje proaste, în orice caz, anturaje. Poate nu sunteți voi în acest anturaj și pur și simplu ele sunt în prin preajma voastră, datorită locul unde locuiți, serviciului și așa mai departe. Da? Deci, dacă voi nu vreți să aveți de-a face cu aceste persoane, din păcate, voi sunteți o persoană care aveți multe speranțe, vă visați la o dragoste, visați la să mergeți într-o vacanță sau sunteți chiar într-o vacanță acum, îndrăgostiți, poate, cu speranțe de a vă întâlni cu persoana iubită, de a vă cunoaște o persoană, de a vă vedea cu acea persoană, poate să fie vorba și de cineva din zodia Leu. Aveți speranță, este o persoană optimistă, care și îndrăgostită poate așa, sau visătoare, da? Care aveți multe vise, dorințe pe care vreți să sperați să le îndepliniți. Vă vin bani, pot să vă vină bani pe neașteptate, pot să vă vină bani chiar frumoși, da? O sumă importantă de bani. Să faceți afaceri bune în această săptămână sau de pe urma afacerii voastre să vă vină bani, chiar și să plecați la drum. Aveți în această săptămână posibilitatea să călătoriți, să faceți drumul, cheltuieli cu drumurile sau să vă vină chiar bani de la drum. Pentru cei care vă doriți un loc de muncă, aici îmi pare că așteptați noutăți, pot să vă vină noutăți, să aveți mai multă încredere în voi. Totuși nu trebuie să aveți încredere în prea mult în alții, da? Bazați-vă mai mult pe voi. Pot apărea noi idei, noi oferte de muncă, noi vești pozitive legate de muncă, da? De poate reînceperea muncii. Apare chiar și cineva la muncă chiar vă iubește, sunteți o persoană apreciată, iubită, o persoană care poate voi nu apreciați atât de mult sau poate că voi iubiți munca care o faceți, vă doriți să vă întoarceți la muncă, da, deci sunteți o persoană îndrăgostită de munca voastră, să zic așa, sau cineva de la muncă este îndrăgostit de voi. Aici mă pare că pentru câștiguri suplimentare aici se pare că nu prea reușiți sau atenție să nu aveți niște pierderi.
da, să nu aveți niște piedici, neplăceri, pentru că aveți niște dușmani, da, deci s-ar putea să aveți neplăceri pentru că niște dușmani lucrează împotriva voastră, atenție aici, că se pare că săptămâna asta puteți avea niște neplăceri din cauza unor dușmani, lucrează împotriva voastră, parcă vă izolează, vă ține așa într-o stare de singurătate, da, deci vrea să vă aducă, să vă reducă, poate vrea să vă facă amantă, să vă facă să fiți o femeie, sau depinde în ce situație vă aflați, da, să fiți, vrea să vă, tocmai de aceea vă ține izolați, poate vrea să vă izoleze, dar voi aveți speranțe, pot apărea noutăți totuși bune, câștiguri pe neașteptate, chiar și familia, aici îmi pare că chiar dacă aveți obstacole, discuții cu familia, aici pot să vă vină niște daruri, poate chiar din partea mamei, tatăl pare că vă iubește sau posibil că să primiți vești că tatăl are și el o femeie, o amantă, posibil și acest lucru. Cu călătoriile aici îmi pare că stați și studiați niște chestiuni, vreți să plecați la drum, vreți să cumpărați ceva, vreți să faceți ceva, poate o afacere, să schimbați ceva, da? Vreți să faceți, apar niște vești legate de drum, chiar poate pe internet vă cumpărați bilet sau datorită unor vești pe internet sau da, prin mijloacele de comunicație faceți niște drumuri, doriți să călătoriți, puteți chiar și să luați niște examene, să vă întâlniți cu niște rude, să aveți, faceți chiar și o, poate ca vacanță, proiectați în această săptămână, poate chiar să plecați și într-o vacanță, nu neapărat săptămâna asta, ci în următoarea perioadă. Pentru dragoste aici, care sunteți singuri, îmi pare că sunteți triști, încă mai tânjiți după o fostă dragoste, vă mai aduceți aminte, da, deci cei care sunteți singuri, aveți o prietenă, poate cu care încercați să vă întâlniți din când în când, cu care comunicați, sau sunteți o persoană prietenoasă, dispusă să vă o prietenie, dar vă doriți o persoană așa mai din înaltă societate, vă doriți o persoană cu care să aveți o relație frumoasă, oficială, da? O persoană care să vă căsătoriți, să vă faceți o familie, poate, da? Vă doriți o relație cu o persoană serioasă, o persoană stabilă cu care să aveți încredere. Cei căsătoriți aici sau într-o relație de cuplu, de logodnă aici, îmi pare că suferiți totuși, aveți niște suferințe, ceva care niște regrete, cu toate că aveți prietenie, aveți succes în această relație, deci nu vă faceți probleme, că relația va continua în mod bun. Unii dintre voi poate va trebui să vă apelați și la un consultant matrimonial ca să vă îmbunătățească relația sau la o sprijinul unei prietene, unei familii, sau veți face vizite la prietenii, la familie, în familie cu persoana iubită. Cu copii aici nu-mi pare că această săptămână este potrivită să faceți copii sau atenție să nu aveți neplăceri, să pierdeți o sarcină, da? Pentru că îmi pare că ceva nu este tocmai favorabil pentru sarcina voastră. Pentru unii, în schimb, se poate chiar să vă aflați de nașterea unui copil, da? Deci unii dintre voi dați naștere unui copil, dar totuși atenție că cineva e nemulțumit de acest copil, de această sarcină, da? Deci mi-apare așa o situație. Dar în rest pot să spun că aveți bucurie, aveți bani, prieteni, cu toate că aveți, am zis, posibil să aflați și de văduvia cuiva. Pentru unii poate să apară o situație în care, din cauza unei dușmănii, să vă despărțiți poate de cineva de la locul de muncă, poate, sau chiar să nu vă pierdeți locul de muncă, am spus, pentru că cineva pare că lucrează împotriva voastră. Cam asta e ce văd așadar și la a treia variantă, varianta cu piatra albastră. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-au răspuns la întrebări, că vă regăsiți pe voi și pe persoanele la care v-ați gândit în această etalare și că săptămâna care urmează va fi o săptămână excelentă din toate punctele de vedere, numai cu vești bune, numai cu întâlniri pozitive, plină de dragoste, de armonie, de pace, înțelegere și să aveți o săptămână plină de prosperitate și sănătate. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!